În noua organigramă care va intra în vigoare pe 7 ianuarie 2021, aparatul de specialitate al Consiliului Județean va avea 122 de funcții publice, dintre care 18 de conducere și 38 de funcții contractuale, plus cele 3 posturi de demnitari. În total vor fi 163 de posturi față de 197 câte sunt în prezent. Noua structură va duce la realizarea unor economii de aproximativ 100.000 de euro pe lună. Disponibilizările vor fi făcute în urma unor analize. Vă asigur că tot ce se va întâmpla de aici încolo va fi după regula asta. Acum poate o să plece 5 și la un moment dat o să vină 4, dar vor pleca 5 și după o să vină poate 2. Vedem, nu o să începem cu, gata, în data de 7 să desfacem contractele și să spunem să plece lumea. Vom analiza, vom vedea, o să încercăm cât de mult să folosim din forța de muncă care este aici, calificată. La Direcția de Drumuri Județene, numărul posturilor a fost redus de la 46 la 32, dintre care 17 urmează să fie ocupate de operatori de utilaje. Dar 32 în care a rămas loc pentru 17 operatori de utilaje care vor veni în momentul în care vom schimba modul de lucru acestei direcții și vom avea și o secție de întreținere și reparații. Direcția de Asistență Socială și Societatea de Apă Canal Acva Caraș vor fi următoarele structuri din subordinea Consiliului Județean care vor trece printr-un proces de reorganizare.